Bună ziua, astăzi vom face coaste afumate sau scăricică, mai pe românește, la punga magică. Ia uitați aici, așa. Avem aici o bere neagră, de aia de sărbători. Este foarte ușoară, mie îmi place, pentru frăgezire. Avem aici, să zicem, 2 morcovi sănătoși. Avem 7 cartofiori, da? 2 cepe roșii și una albă normală. Avem un foi de dafi și piper cu usturoi, da? Să începem să facem rețeta. Am tăiat și legumele cu bulețe mai mari, da? Ceapa am lăsat-o așa pentru că este doar pentru aromă. Și am pus condimentele din această pungă magică, da? Peste costițe sau scăricica afumată, da? Legume, le băgăm în pungă, dar după aceea mai adăugăm ce mai avem de adăugat. Bun, le-am băgat în punga magică și costițele și legumele și tot. Mai avem aici piper cu usturoi granulat. Nu adăugăm usturoi normal pentru că se va învăzi și negri, iar piperul și usturoiul fiecare și-l pune după gust. Mai am aici două frunze de dafin, care tot așa pentru aromă și gust le punem, da? Avem bere aici și am să o pun jumate din această cantitate care o vedeți. Bun. Am adăugat și berea, acum adăugăm 50 de ml de ulei, da? Este îndeajuns. Legăm punga magică la gură și o punem în tavă, după aceea o băgăm la cuptor încins. Am pregătit punga magică, da? Legată tot. Acum așteptăm ca virgulă cuptorul să se încălzească, da? Eu sare nu am pus pentru că au condimentele dumneavoastră, dacă vreți să puneți, să adăugați sare, puteți să puneți, dar după gust, da, dacă vreți un pic mai sărată. Așa, și ce era să uit? Deci am pus punga magică într-o tavă, în tavă am pus hârtie de copt, ca să nu se prindă și să se ardă punga aceasta magică, în ghilimele, magică, da? Acum o băgăm la cuptor, că s-a încins cuptorul. Am băgat la cuptor, acum dăm cuptorul la maxim și așteptăm în jur de cam o oră, 50-60 de minute ca să facă la cuptor. Asta în funcție de fiecare cuptor în parte. Bun, este aproape gata, deci cronometrați în momentul în care a început să fiarbă, să clocotească zeama. Și acum, după cum se observă, aceste legume sunt făcute, da? Acum închidem focul și o lăsăm să se răcească un pic la cuptor. Aveți grijă când scoateți, când dați drumul la pungă, să nu iasă aerul și să vă lovească direct peste față. Aveți mare grijă. După cum vedeți, legumele sunt făcute, da? Fragede. Așa că vă aștept la masă. La costițe afumate cu legume și ingrediente nemaipomenit de bune. Poftă bună vă doresc!